Ne închinăm înaintea Domnului pentru jertfa lui Iisus de la cruce, de la calvar, pentru moartea lui și pentru învierea lui din morți și așa, prin cuvântul său și prin harul său, noi suntem mântuiți. Amin. Primă cântare care zice, sângele tău, Doamne Iisuse, m-a curățit, sângele tău m-a mântuit, sângele tău viața mi-a dat, ai murit ca eu să fiu iertat. Este în Vechiul Testament un verset care zice, și fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Știți, dacă aș citi Vechiul Testament, că sunt acolo, este acolo ritualul jertfelor, ceremoniilor care trebuia să le aducă poporul Israel la templu înaintea Domnului și prin acele jertfe era de fapt prefigurată jertfa lui Hristos care a murit pe cruce, sângele lui a curs, din costa lui spune cuvântul că a curs sânge și apă și știm că numai prin sângele lui putem fi iertați de păcatele noastre. De aceea să ne întoarcem la Domnul cu credință, cu pocăință și să credem că numai El poate să ne ierte, să ne curățească de toate păcatele și toate nelegiurile. Amin. Amin.
Amin. Slăvit să fie Domnul Iisus pentru jertfa Lui. Acum Miriam și Estera o să laude și repede Domnul cu o cântare. Domnul să ne întărească și să le binecuvinteze. Amin.